22 ianuarie, în Ucraina este marcată Ziua Integrității și Ziua Libertății. Tematica conferinței noastre de astăzi este legată indisoluble de sacrul principiu al libertății. În atenția dumneavoastră se propune următorul program. Programul conferinței noastre de astăzi cuprinde următoarele referate. Primul, rezistența armată antisovietică în regiunea Cernăuți, întrebată a fost benică. 2. Cronica rezistenței armatei în sudul Bucovinii, 1944. Raportor Ștefan Rotaru, președintele Fundației Pro Rădăuți. A treia, mișcarea Ghiconară, raportor Marius Cazacu, profesor Dalicu Ceaba. Și al patrulea referat, studențime cernăuțeană în anii 70 ai secolului trecut, idealuri naționale și tragedii umane. Raportor eu. Reieșind din tematica indicată, vor prezenta comunicări domnul Octavian Bivolaru, președintele Societății Golgota din orașul Cernăuți, și Arcadi Opai, președintele Ligii Apărării Drepturilor Omului din regiunea Cernăuți. Acum dați-mi voi să dau cuvântul domnului Ștefan Rotaru, președintele Fundației Pro Rădăuți.